Sănătatea mehedințienilor este una din prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedin, Ciala din Georgescu. Investiții importante au fost atrase depunându-se eforturi substanțiale pentru reabilitarea și modernizarea spitalului orășenesc din Vânjumare. Cam în cât timp turnați plan și aici? Aici? Într-o săptămână jumătate. Și după aceea, în zidăria, se lucrează ca și jos. Rămâne planșeul cu susținere, cu pop cu el și noi lucrăm în continuare din nivel în nivel. Reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului orășenesc din Vânjumare este o investiție foarte importantă pentru zona de sud a județului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a deplasat la fața locului pentru a verifica modul în care se lucrează pentru ca la final pacienții să poată fi primiți în condiții de siguranță. Eu sunt mulțumit de stadiul în care sunt aceste lucrări, la ritmul în care se lucrează. Se lucrează la canalizarea exterioară, s-a construit un corp de clădire lângă clădirea mai veche, s-a turnat deja un planșeu. Urmează ca peste o săptămână, două să se toarnă și al doilea planșeu, astfel încât să înceapă cu realizarea șarpantei pentru tot acest corp de clădire. Se lucrează de asemenea în interior la instalația electrică, de fapt o mare parte din instalația electrică s-a făcut, astfel încât eu sunt convins că atunci când va veni iarna vor avea și ce să lucreze la interiorul acestei clădiri, astfel încât ritmul lucrărilor să nu fie redus semnificativ. Aștept să se termine cât mai repede acest proiect, care este foarte important pentru locuitorii din zona de sud a județului, pentru că vedeți și dumneavoastră în aceste vremuri pe care le trăim cât de important este să ai un spital cât mai aproape de casă și să nu uităm că în urmă cu aproape 10 ani acest spital orășenesc, care funcționa foarte bine, care deservea peste 50.000 de locuitori din zona de sud a județului, a fost închis de către fostul guvern PDL. Am convingerea că în anul care urmează vom termina și aceste lucrări de modernizare și de extindere a spitalului și îl vom și reînființa ca entitate juridică de sine stătătoare. Lucrările se desfășoară într-un ritm alert la clădirea spitalului orășenesc din Vânjumare, atât la interior cât și la fațada clădirii, după ce vechea structură decorativă a fost complet îndepărtată. În curând, locuitorii din această zonă a județului vor beneficia de o unitate medicală modernă. Lucrările pot spune că sunt mult avansate, ne vom încadra în program, vedeți, s-a lucrat foarte mult, practic noua construcție, după cum apreciez, eu cred că s-a construit mai mult decât existența, nu pot să spun decât că suntem foarte mulțumiți și, mă repet, o să ne încadrăm în program, nu am niciun duriu. Se efectuează lucrările de coflare, armare a plăcii la corpul nou, am demarat lucrările de canalizare exterioară, în interior lucrăm la tencuieli, consolidări, cămășuiri, instalație electrică, sanitară. Suntem în grafic, vremea ne ajută și sperăm să avansăm cât mai repede. Criza sanitară creată de coronavirus arată necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate, astfel obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune.